case vechi din ținutul Pădurenilor vor fi restaurate și incluse ca obiective turistice în ruta satelor cu arhitectură tradițională. Acestea se află în comunele Bunila și Lelese, care au obținut finanțări prin PNRR. Zonele unde se află construcțiile cu arhitectură veche sunt pitorești în munții Poiana Ruscăi și pot contribui la transformarea acestor meleaguri în obiective turistice. În Bunila și Lelese, 16 gospodării vechi vor fi restaurate, câte 8 din fiecare comună. Acestea au fost construite tradițional cu peste 100 de ani în urmă, așa cum se făceau casele în aceste zone de munte. Timpul însă a trecut și multe gospodării s-au ruinat, multe sunt părăsite. Bătrânii au murit, iar urmașii lor s-au mutat la oraș și nu s-au mai întors în satele și cătunele din Ținutul Pădurenilor. Cele două comune sunt situate la peste 30 de kilometri de Hunedoara. Casele vechi sunt situate în satele Runcu Mare și Alun. Lucrările de reabilitare ar putea începe în acest an. Ruta satelor cu arhitectură tradițională tradiționale poate să ducă la renașterea satelor pădurenești. Sunt și comune unde au început să fie cumpărate case și terenuri de către oamenii de la oraș care vor să se stabilească la țară.